Bună seara și bine v-am regăsit, stimați prieteni! În ultimul timp, problema calității produselor alimentare care ajungeau pe masa copiilor a fost în vizorul atât a clasei politice cât și a societății civile. În cadrul unei întruniri cu părinții, primarul general Dorin Chertoacă menționa. A fost mai acum câteva săptămâni pe internet cineva și-a exprimat o nemulțumire și primește un copil ziua acolo. Și m-am uitat și eu le-am nisor să gura apă. Eu mai rău mănânc. Eu mănânc, beau ceai, mănânc o vrișcă. Adică, eu cu plăcere, ieri am mâncat cu plăcere. Tot în acest context, în cadrul unei emisiuni televizate de la postul public de televiziune, Veceslav Bulat, consilier în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, a subliniat. O să venim foarte curând în Consiliul Municipal cu propuneri ca unele din aceste întreprinderi să fie reorganizate sau lichidate, iar serviciile pe care chipurile ei le prestează vor fi alocate către sectorul privat. Pe marginea problemei respective s-a pronunțat și Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău. La Direcția Sănătății săptămâna trecută s-au adresat câțiva părinți și câțiva angajați din cadrul combinatelor școlare cu referire la calitatea alimentației în școlile primare, gimnazii și licee. Au prezentat și câteva documente confirmative cum se formează acest meniu, unde insistă ca să fie creată o comisie pentru a face o evaluare complexă a celor 5 combinate școlare. Vom încerca să identificăm împreună atât problemele cât și soluțiile acestora cu doamna Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Dinari Cujocaru, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Doamna Ceban, pentru început vreau să ne spuneți, în această săptămână s-au făcut anumite declarații legate de combinatele școlărești. Vreau să ne familiarizați mai pe larg. În ce constă de fapt această problemă? Știți, combinatele școlărești au fost fondate în 2007 prin hotărârea Guvernului. Și ele, pe urmă, au fost transmise, sunt întreprinderi de stat, au fost transmise administrației publice locale și urmau de ani de zile, deja ca dumnealor, statutul de funcționare a acestor combinații școlărești să fie aprobat prin decizia Consiliului Municipal în întreprinderi municipale. Dar la noi, ca de obicei, trenul vine, dar pasagerii pe urmă. Așa și aici s-a întâmplat. Fiindcă dacă dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, ne dăm seama, practic noi lucrăm astăzi așa, de la focar la focar. Dacă nu apăreau la iveală cele întâmplate la grădinițe și eu consider că ce s-a întâmplat cu grădinițele, eu cred că asta a fost un caz bine gândit de către Partidul Liberal, fiindcă până astăzi nu știm și nu ne se comunică cine s-a ceie, unde au fost cei cu carne, cei care au arătat-o ei, și eu consider că au avut un interes ca pur și simplu să schimbe șefii direcțiilor de învățământ din sectoare, inclusiv și la direcție generală, fiindcă dacă să vorbim la concret, practic, vină o poartă întreg aparatul primăriei, fiindcă este consiliera primarului general pe probleme de învățământ, este primarul general și presupunem că nu este viceprimar, dar cineva execută funcțiile viceprimarului pe probleme de învățământ. Și uitați-vă dumneavoastră că hotărârea a fost creată comisiei sub președinția domnului Mihai Moldovanu, știți? Moldovanu, unde vreți, o rămas să mai plece la gara feroviară ca președinte să-l verifice pe Topală, fiindcă în sănătate o distrus tot ce-o putut. Acum s-a apucat de învățământ, precum că a fost președinte la comisie, este că nu a apărut toată zăzania aceasta. Și ce credeți dumneavoastră până la urmă? Dacă citim raportul lui Moldovanu, dumnealui face trimitere că trebuie să aducă toate materialele cât sunt de sistemul de învățământ din municipiul Chișinău, conform hotărârii de guvern 404. Comisia care el e președinte a lucrat în noiembrie, astăzi suntem în luna februarie, a controlat și a scrie, e una, dar unde sunt faptele? De ce n-ați făcut această comisie? De ce n-ați venit cu proiect de decizie la Consiliul Municipal, unde să fie aprobat, în primul rând,
cel regulament care dumneavoastră cereți. Și vă dați seama, vreau să vă aduc la cunoștință ca să vadă toată lumea. Spuneți, aici, că dumneavoastră, că în 2009, conform tuturor hotărârilor de guvern, legii privind învățământul, educație, tineret și sport, uitați, a fost aprobat componența nominală a Consiliului Consultativ, ceea ce trebuie să fie pe lângă direcția de învățământ. Aici sunt mai mult de vreo 30 de persoane, inclusiv fostă consilier municipal în 2009, Loreta Gandrabura. Eu mă întreb, noi de cum suntem a doilea an acuși de activitate, voi ați fost la control. De ce până astăzi nu ați prezentat schimbările acestui proiect de decizie la Consiliul Municipal cu actuala componență a consilierului municipal din toate fracțiunile, dacă este aici la Loreta Gandrabura, mă scuzați, vă rog, chiar președintele Comisiei Protecției Sociale, astăzi avem cu totul alt, doamna Ala Nemirenco, ca acest Consiliu, într-adevăr, să activeze și să nu avem ceea ce avem. Mai mult ca atât, prin ordinul domnului Fleaș, da, să-l arătăm și la camera de luat vederi, ca să vadă și telespectatorii. Prin ordinul domnului Fleaș, să fac unele schimbări la Consiliul de Administrație, care el au încă în cadrul direcției, conform iarăși hotărârii de guvern, ei o fac 1515, da? Da. Dar nu este clar, dumnealor, aici fac trimitere că se modifică în legătură cu ancheta de serviciu, se modifică componența acestui Consiliu de Administrație, adică o exclude pe Nagnibe, da, pe Tvârdo Hleb, mai acolo cei care au fost opriți de centrul CNA. Și tot aceeași problemă. Uitați-vă, nimeni nu intră în esență că documentele trebuie să corespundă ultimilor acte normative care sunt codul educației, hotărârile de guvern care sunt în vigoare, dacă faci trimitere la 404, de ce până acum n-ați perfectat, de ce îmblați cu un consiliu de 10 ani și iată, noi avem ceea ce avem, fiindcă acest consiliu consultativ care este prin decizia consiliului, urma să fie aprobat, desigur că își punea ca sarcină în primul rând și eu mă întreb pentru ce consilii este mai trebuie create dacă voi și în regulament îi scris și în hotărârea de guvern 404 că acest consiliu în sarcină sare are protecția drepturilor copilului, protecția angajaților, alimentația și tot. Uitați-vă, de ce s-a ajuns la ce s-a ajuns, fiindcă niciun cadru legal nu este executat, respectat și executat. Domnule Cujocaru, doamna Ceban spunea de o serie de probleme din diferite sfere ale societății. Vreau să aflu cum stăm noi la capitolul instituției de sănătate când vorbim despre municipiul Chișinău. Care este starea de lucruri? Deci, iarăși să ajungem la domnul Moldovanu. Dumnealui da. Este șeful direcției sănătății. Nu de mult, iarăși la televizor, a apărut cu renovarea unei secții dintr-o instituție municipală. Și chiar am plecat să văd dotarea cum, dacă dumneavoastră spune că e dotată la ultima oră, dumnealor se confruntă cu un șir de probleme. Ei nu sunt aprovizionați cu consumabile. Nu au. Pacienții cumpără de sine stătător tratamentul care este prescris în secție și ar trebui să fie primit gratuit din contul poliției, dumnealor îl procură de sine stătător. Și asta ține nu numai de secțiile renovate, dar ci de toate secțiile. Dacă ajungem la utilajul performant pe care iarăși ne-a făcut o favoare din proiectul GIAICA nouă și ne-a dat de ultimă oră practic utilajul, da, noi îl avem, dar noi nu putem practic utiliza tot anul împrejur, deoarece noi avem un management prost referitor la deservirea lui și aprovizionarea cu consumabile. Astea sunt principalele probleme. Doamna Ceban, vreau un pic să revenim la combinatele școlărești și să ne spuneți cum se achită până la urmă aceste combinate școlărești. Avem și o datorie, dacă nu mă înșel la memorie. Știți, combinatele școlărești activează foarte bine. În subordine acestor combinații școlărești avem 125 de cantine, dintre care 24 de cantine activează în suburbii, unde tot angajații acestor combinate deservesc și elevii, copiii din suburbii. Adică ei cu transportul lor toate produsele le transportă la locul la destinație și acei angajați care sunt tot a combinatelor acestea pregătesc pe loc mâncarea pentru copii. Dar este și mai obișnuitor
că astăzi suntem în luna februarie și spuneți-mi dumneavoastră, în ce țară normală dumneavoastră de 8 milioane alimentați peste 40.000 de copii? Să avem de clasele în primarie, mai departe, care își costă unui prânz, vă dați dumneavoastră seama, e 10,50 lei astăzi, de acum, după toate normele normative schimbate. Numai pentru cei care au fost, au suferit de tuberculoză, e 19,30 lei pentru un copil. Și la acești 10 lei se pot alimenta și acei copii care nu și-au luat nimic de acasă sau, desigur, că la dorință. Ei pot să duc să-și procure. Contra cost. Dar astăzi municipalitatea au datorii la combinatele școlare 7.808.000. Asta sunt 8 milioane de lei aproape. Și uitați-vă, suntem la jumătate de februarie. Aceste combinate școlare pentru noi sunt foarte combinabile, fiindcă sunt foarte bine verificate, au activitate, este foarte la nivel pusă, au specialiști în toate domeniile, cu studii de specialitate. Mai mult ca atât, au transportul lor și vă dați seama că cheltuielile astea nu le întorc lor nimeni. Ei cu vesela lor, ei cu transportul lor, angajații totul lor, din tot ce se transmite aici la combinatele astea școlare, iată, dacă le rămân 4 milioane pentru 931 de angajați sau. Vă dați seama? Dar iată, luni, dacă ați privit, au făcut o declarație, tot același mare deștept Mihai Moldovanu de la Direcția Sănătății, știți, el s-o ocupă cu tot și cu nimic. Că combinatele școlare urmează să fie închise. Dumneavoastră, vă imaginați ce înseamnă aceasta? Și să formeze, cum vrea el, o rețea unică. Unde, omule, când toate școlile, în loc să se bat capul împreună cu Partidul Liberal, care astăzi, mă rog, au primarul general în municipiul Chișinău, și să alocă milioane și miliarde de lei la drumuri, dar drumuri nu avem. Acum îmblă ca să mai spele bani alocând câte 500.000-300.000 pentru amenajarea cimitirilor din suburbii, unii totdeauna oamenii fac ordine la Paștele Blăjinilor, dacă să fim toți adică mari. Da, doar să schimbe o poartă, să mai deshumeze pe cineva din morți, banii ăștia să spele. Dar pentru ca combinatele școlărești să aducă mai puține cheltuieli la electricitate și la alta, iacă, necătând în aceste cantine, deja în 25 de instituții școlare, ei au instalate contoare proprii la apă. În 69 de instituții au contoare la electricitate. Dar problema cea mai mare este, ca să facem și mai mari economii, trebuie 2 milioane de lei, de acum s-o calculat toate astea, pentru a schimba în toate instituțiile școlare aparatura asta care este de ani de zile, fiindcă ei au fost înființați în 1978. Vă dați seama? Și din sursele care li se transferă pentru prânzurile astea, care sunt foarte mici, iată, ei singuri repară, ei plătesc fondul social, pur și simplu de la costul materiei prime, li se permite 30%. Și iată, luând aceste 30%, ei pot achita fondul social, fondul pensiilor și salariul angajaților acestea. Și da, și în locul moldovanu să se gândească, cum putem noi grădinițele din municipiul Chișinău le subordona și le trece, lăsând cantinele să fie acolo pe loc, la copii, la grădinițe, să le dăm în subordinea instituțiilor acestei combinatelor școlare, unde se verifică absolut totul. Și cel mai caracteristic este că aceste combinate școlare, ei contactează agenții economici autohtoni. Nu mai aduc marfa aceea care de import. Ei au grijă să fie cea mai calitativă. Și vă dați seama, dacă ei astăzi lucrează toți în pierderi cu 8 milioane, dumneavoastră sunteți agentul care trebuie să mi aduceți carne, dacă eu nu v-am achitat pe ianuarie, dumneavoastră vă duceți și faceți contract cu altul care o să vă achite. Iată, asta-i interesul domnului Chirtoacă față de tânăra generație, față de viitorul țării, de acești copii și cu acest moldovanu care vrea să-i distrugă și acest sistem. Mai mult ca atât, știți, eu vreau să vă spun că s-au ridicat unele probleme între instituțiile de învățământ și combinatele acestea școlare, dar este nefundată, fiindcă noi când am început să clarificăm, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, pentru serviciile comunale, pentru fiecare instituție primește bani din bugetul local. Dar ei mai vor, și aici care prepară mâncarea, să le achite serviciile care, asta știți, este pur și simplu o neomenie care trebuie de așezat la masă și de discutat,
Și să înțelegem toți că pe primul plan sunt copiii și desigur că discuți această problemă, fiindcă cu combinatele școlarești, practic, eu am avut o emisiune, am privit, era participant și consilierul nostru, domnul Dinar Cojocaru, împreună cu consilierul municipal Vecislav Bolat, care e destul de competent, de la Leancă, de la Partidul Popular European. El primul a prins focul că trebuie de închis aceste combinate școlarești fără să intre în esență. Probleme. Și moldovanul, văzând că mai are univa, iată, o susținere, pe direct, să închidem, închidem. E doar totul închis în Chișinău. Un închis centru, un închis internatul numărul 2, comasează școlile, le transferă nu știu ce, clădiri goale. Lor le trebuie numai terenul și clădiri. Iată, asta e ceea ce trebuie să iei astăzi la moldovanul și la Chirtoacă împreună. Domnule Cojocaru, haideți să vorbim despre aprovizionarea instituțiilor medicale cu toate cele necesare. Cum stăm la acest capitol? Care este starea din lucru reală? Deci, aprovizionarea, ca și un practic în toate instituțiile, este programată în mare majoritate, se face de 2-3 ori pe an tenderuri, în care se comandă toate cele necesare consumabile pentru instituții, ca ulterior să aibă o activitate, să spunem așa, neîntreruptă, deoarece instituțiile medicale sunt niște instituții practic majoritatea de 24 de ore și ar trebui să aibă serviciile la un alt nivel cu oricare rezervă. La moment, dacă noi plecăm acum din studio, cred că noi să ne deplasăm undeva. O să plângem. Acolo bunicuțele care au pensiile câte 600-700 de lei sunt nevoiți să procure tot absolut, deoarece tendrul nu este făcut la timp, unul la mână, doi. Dacă și este făcut, achizițiile sunt făcute de la, practic de la aceleași companii care sunt dirijate iarăși prin domnul moldovanu. Trec tendrul numai acele companii care au o apartenență politică, familiară sau un interes oricare. Din motivul dat, avem o transparență? Aceasta e problema? Sau? Transparență? Nu numai transparență nu avem. Noi nu avem nici o dare de seamă cum se cheltuie banii dați. Noi nu avem susținerea producătorilor autohtoni. Noi avem producători autohtoni din domeniul medicinii. La moment, noi, soluția fiziologică, apă cu sare pentru oameni care nu înțeleg, mai simplu, da. Noi o importăm. Pe când se poate produce pe loc. Dacă vine un producător autohton cu un preț mai mic, el nu este acceptat. Iarăși, nu este interes financiar pentru cineva de la Direcția Sănătății. Vă spun mai mult, în toate achizițiile care se petrec, în comisie este pus domnul moldovanu. Conform statutului lui ca director a Direcției Sănătății Municipale, el nu are dreptul juridic de a fi întrânsul. Străduie dumnealui să fie în toate comisiile pentru a-și promova interesele sale meschine. Cum se acceptă sau cum se reușește? Până la urmă, managerii de instituții au și ei un cuvânt de spus. Sau deci, se fac anumite presiuni? Se limitează? Deci, hai să începem la ce e că este un statut cum se fac tenderul în care sunt participanți, trebuie să fie și societatea civilă, vreau să vă spun. Reprezentanții. Reprezentanții societății civile, sunt reprezentanții instituției, este sindicatul și nici de cum nu este domnul moldovanu. Dumnealui nu invită societatea civilă, dumnealui nu invită un oricare alt reprezentant și își pune persoanele care el este cu interesat sau pe care le poate influența. Dacă să ajungem la direct referitor la manageri, managerii la moment sunt impuși. Marea majoritate de întrânși, m-am mai repetat în mai multe emisiuni, da. Își execută funcțiile, vreau să spun, la brio. Cum ei, sub presiuni politică, lipsă de finanțare, deoarece dacă managerul nu împărtășește viziunea politică a Partidului Liberal, el nu este finanțat, simplu. Dar el se încumetează cât de cât activitatea să fie întreruptă. Că iarăși, mai repet, instituțiile medicale au o activitate de 24 de ore, în care în permanență trebuie să fie o persoană deja nu capabilă, dar instructată. Și că ei tot lucrul dat îl fac. Însă finanțarea nu o primesc la timp. Dacă din motivul dat suferă de jos în sus, începând de la infirmieră care nu primește la timp salariul, dar vreau să vă spun că referitor la infirmieri la moment e făcut tot iarăși cu o apartenență politică,
Dacă până acum infirmierile erau din instituție medicală, la moment acesta se contractează. Și se contractează cu, iarăși cu o companie care are apartenență familiară sau politică. Ca ulterior, se contractează cu o sumă destul de mare, aș spune. Ca ulterior, lucrătorii să rămâi aceiași lucrători vechi care lucrau până acum în instituția medicală, însă să primească un salariu mai mic decât era până în ziua contractării și schimbarea formei de prestare a serviciului. Referitor la, referitor la asistentele medicale. Asistentele medicale, la moment, noi avem un deficit enorm. Ele nu vor să vie la un salariu atât de mic și la represiile la care sunt impuse în instituții. Referitor la medici, aceeași situație, nu vin. Dacă chiar și avem persoane, spunem, dau exemplu tot timp spitalul numărul 1, unde sunt niște persoane, vă dați seama, este o maternitate cei mai mari, după numărul de naștere, cei mai mari din Europa, cu experiență deosebită față de alte instituții. Noi și la capitolul ăsta avem probleme. Dacă domnul director, domnul Duc, nu are plăcerea de cineva din colaboratorii, ce el îi eliberează din funcție. Și domnul Moldovan, în momentele date, le susține, chiar și le îndeamnă. Atâta timp cât noi să facem activitate din orice domeniu, nu vreau să mă axez numai pe partea medicală, axându-ne pe partea politică, familiară, noi nu vom avea o creștere profesională și cu, să spunem așa, o rezonanță bună din partea societății, care ulterior, până final, totuși societatea pe noi ne-a delegat ca consilieri. Da. Am în vedere, ne analizează ca, că eu totodată sunt și medic, ca activitate medicală, cum noi o facem. Atâta timp cât noi nu vom atrage atenție la problemele cetățenilor, dar numai la problemele de partid, noi n-o să avem rezultate pozitive. Doamna Ceban, avem peste câteva luni, de regulă se deschid taberele pentru elevi. Cum stăm noi la acest capitol? Mă refer la alimentația în aceste tabere pentru copii. Știți, ca să discutăm la acest capitol, eu aș vrea să vă aduc unele cifre, că aceleși combinate școlare în anul 2016 au prestat servicii de alimentare în 33 de tabere. Spuneți-mi, dacă noi le închidem, cam cum în perioada caniculară poți să deservești aceste tabere și să organizezi odihna copiilor dacă ei își permit tot să închidă. Mai mult ca atât, eu vreau să vă spun că la acest capitol, guvernarea de astăzi, inclusiv și acest primar general, practic la marea majoritate de angajați atât de sistemul de învățământ, universitar, preuniversitar, școlar, ei nu au asigurat nici minimul de existență. Spuneți-ne, vă rog, salariul minim de existență pe țară este mai mare decât 1060 de lei a unui ajutor de educator, a unui bucătar. Și eu mă întreb pe mine, atunci când Ministerul Învățământului, atunci când în Consiliul Municipal ne aduc spre aprobare fel de fel de decizii, la conducător 50%, 40%. Noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, nu odată am ridicat întrebarea. Noi susținem și directorii, și adjuncții, și toți. Dar de ce se ignorează bucătarii care nu vă ajung? Dar de ce se ignorează același ajutor de educator? Spuneți-mi dumneavoastră, iată, presupunem o educatoare care astăzi lucrează la o grădiniță, da? În fiecare grupă noi știm prea bine, nu sunt mai puțin de 25 de copii, cât n-ar fi ea de model, sunt și 37, avem și 43 la Durlești. Iată o educatoare, chiar a fost o emisiune, eu am privit-o și mi-am pus mâinile în cap. Dumneaei, cum poate ei să ducă procesul său didactic dacă dumneaei nu are ajutor de educator și dacă ca să-i dea adaus la salariu, nu o să-i dea din salariul ei 30-50% sau chiar de ei și acel tot 1000. Când ei trebuie să aducă mâncarea, să spele vesela, să deservească copiii, să spele iar din nou vesela și tot așa de dimineață până seara și încă și ordine să facă în grupa aceea, când ei se ocupe cu copiii aceia? Cum noi părinții acceptăm asta? Spuneți-ne. Dar cineva din noi o privit cum sunt îmbrăcați profesorii la sate, dar chiar și în Chișinău. Educatorii aceștia că poartă câte un palton de 10 ani. Cineva s-a pus întrebarea, oameni buni, că ei în primul rând ca și noi. Sunt la limita existenței. Mai rău,
fiindcă ei au ca și noi copii și în primul rând să aduc tot ce e mai bun și îmbrăcăminte pentru copii. Și merge o profesoară, eu am discutat cu una, zice, doamnă Ceaban, dacă mă credeți, eu azi am mâncat un măr și o felie de pâine. Spuneți, cum să reziste, dumneavoastră, 6-7 ore? Dar din educatoare aceea seara, de la 7 dimineața până la 7 seara, ce rămâne din dumneavoastră? Ei când e epuizată complet și mai vine acasă și fiecare mai avem careva probleme și acasă, avem și copii care trebuie să ne ocupăm, avem și soții noștri, avem și părinți în vârstă care... Spuneți în dumneavoastră, asta e democrație în Republica Moldova, asta e atitudine față de cetățenii Republicii Moldova și acestui municipiu Chișinău, asta e ceva ieșit din comun. Oamenilor, până să ne întoarcem cu fața la cei care, într-adevăr, profesorii, educatori, erau elita satului, elita orașului, amintiți-vă, am învățat și eu în școală, dar era exemplu și luai de la dumnealor cum să îmbracă, cum, absolut. Duceți-o că cei mai năcăjiți, cei mai chinuiți și nu știi dacă îi dai 50%. Schimbați salariul și știți când era Urecheanu primar general, eu tot am lucrat și cu da. Iată, această categorie de angajați, lucrătorii sociali, de dacile, din sistemul bugetar, toți aveau de la 20 până la 30% lunar adaus la salariu. Și ies în municipalitate acești bani. Cum v-am spus, că și la procurare și schimbare utilajului întreg. Știți cât ne trebuie? 12 milioane de lei ca să schimbăm cel mai performant utilaj în toate bucătăriile din care se află în școli, a combinatelor este școlare. Ce noi nu le putem găsi? Uitați la Direcția Cultură, 9 milioane s-au furat. Dar duceți-vă la Direcția de transport, că ești comunicare acolo, în generi nu se mai vede, numai pe Ștefan cel Mare, numai pe reparații negruțe, Ștefan cel Mare, milioane și milioane și miliarde. Știți, eu mă uit chiar la primar. Omule, dacă nu ai copii și nu știi ce înseamnă plânsul unui copil, eu înțeleg că lui mi-e ușor să șadă toată ziua și să zâmbească exact ca la circ, la cascada de la Valea Morilor. Dar să coboare pe pământ și să meargă în aceste grădinițe și să vadă ce într-adevăr, fiindcă practic astăzi, dacă n-ar mai fi susținerea părinților, în general procesul de învățământ la acest capitol, fiindcă profesorii merg la învățământ și specialitatea care au primit-o, au primit-o pentru să-și ducă bine meserie și să o duc bine, dar nu să spele veselă, să facă ordine și curat. Mă scuzați, vă rog. Domnule Cujocaru, haideți să vorbim un pic despre starea de lucruri în ceea ce privește deservirea stomatologică în Chișinău. Au fost operate niște modificări. Puteți să ne spuneți mai multe? Vă spun mai multe, dar tot ce vreau puțin să mă întorc la întrebarea care dumneavoastră referitor la starea actuală și salarizarea, spunem, dedacilor, educatorilor, profesorilor. Eu vreau să aduc așa o mică remarcă. Dacă noi facem o verificare sau un audit acum la orice întreprindere municipală, salariul la director și la contabilul șef este un salariu enorm, fantastic, aș spune, în comparație cu alte salarii din aceeași direcție, unde alții, suma coșului minim de consum în luna august era 1740 de lei, credeți-mă, iarna el se mărește deoarece cresc cheltuielile pentru încălzire, de dacă nici atunci când erau condițiile mai bune nu și-l putea acoperi, însă contabilul șef și director are salarii 7.000, 10.000, 20.000, unii ca termocomul Apcanal acolo în genii sunt niște sume de povești. Rosale. Referitor acum la stomatologie. După cum știți, în luna mai 2015, 5 mai, dacă nu mă așa, a fost ultima ședință a Consiliului Municipal precedent, unde au fost votate niște modificări prin care toate secțiile de stomatologie din incinta AMT-ului, policlinică, așa ca să înțeleagă lumea, au fost trecute tete sub un singur ghidaj, care este pe negruță, având un singur director, acum la care se supun. Nu ne spune întrebarea. Dacă ei au făcut modificările date și au trecut toți stomatologiile din toate regiunile, din toate sectoarele municipale sub un singur ghidaj, respectiv ei trebuiau să restituie policlinicii date toate investițiile care le-au făcut. Ei au procurat utilaj, bine, unii mai bun, altul mai rău, dar cât de cât era un, să spunem așa, într-un pas cu necesitățile la moment.
Recent am făcut așa o mică inspecție pe unele stomatologii și am cerut o părere. Zic, cum sunteți de serviți? De serviți, care sunt plusurile, care sunt minusurile? Credeți-mă, minusuri nu m-am auzit. Dacă până atunci ei aveau un plan, de exemplu, un stomatolog avea un plan de 9.000 de lei pe lunar care trebuie să-l dea banii vineu AMT-ului în incinta cărui era, din care se, pe timp de iarnă, se achita căldură, căldură iarnă, într-o oricare AMT, e niște sume colosale. Aveau bani rezervă în permanență pentru ca, dacă se întâmpla într-o bună zi, trebuiește un utilaj de schimbat, că stomatologie iarăși este un proces continuu, el procurau imediat, deoarece aveau o rezervă oricare. Actualmente, plafonurile s-au ridicat de la 9.000 la 19.000-18.000. Dacă au nevoie de utilaj ceva pentru aceleși lucrări dentare, o plombă simplă, ei trebuie să scrie o scrisoare, să aștepte câteva zile, asta în cel mai bun caz, de obicei să aștepte câteva săptămâni, ca ulterior să aibă cu ce lucra. Am să pun întrebarea. Care este logica și care este plusul? Că lumea contemporană, să spunem așa, orice cetățean municipal, el vrea să fie deservit la moment. Dacă medicul n-a să aibă cu ce îl deservi, el pleacă la cineva privat. Noi pierdem și imaginea noastră ca medicină municipală, noi pierdem și pe pacient, că până în final el este și un client, deoarece serviciile stomatologice sunt achitate și nu pot să înțeleg atunci la ce bun nou ne trebuiește un centru comun care el tăți bani și el lui și nu are grijă de lucrători să iei din diferite sectoare. Unul la moment. Doi, nu pot să înțeleg și iarăși de fiecare dată nu pot să înțeleg momentul până ce nou ne trebuie așa un gestionar ca domnul Mihai Moldovanu, care în toate domeniile care ne ducem... E universal, da. Da, este universal. Actualmente inginerii am auzit o frază, doamna Eugenia să îmi confirme, dumnealui vrea să creeze o comisie prin care să investigheze toate combinatele de alimentare publică în instituțiile de învățământ. Un șef de direcție vrea să-l verifice pe alt șef de direcție. De grabă el a să iei atribuțiile domnului primar, cred că să intre în conflict, deja dam și cu domnul Chirtoacă. Nu, asta e, noi da. Ne abatem, dar realitatea la moment este drastică. Și cetățenii municipiului Chișinău vin cu petiții, vin cu plângeri, care ulterior noi le spunem, facem câte o interpelare la diferite direcții, din care este implicat și nu avem răspuns, ca să înțelegeți. Nu este nici... Ei într-atât sunt de obraznici la moment că nu dau răspuns la petiția unui consilier municipal. Lucrul este urât, nu știu cât se va continua, gândesc că trebuie de făcut modificări radicale și nu pur și simplu verbale, dar iarăși să ne trezăm într-o bună zi că oamenii saturi și să iasă în stradă cu... Domnule Ceban, haideți să discutăm un pic despre alimentarea în suburbii. Ați menționat ceva, dar aș vrea să punem accentele de rigoare. Știți, alimentarea în suburbii este practic, serviciile sunt prestate de toate aceste combinate școlare, adică productele se duc cu transportul lor la destinații și acolo iarăși angajații acestor combinate pregătesc productele. Dar noi ne întrebăm că atât în legea învățământului cât și în hotărârea Guvern 404 este pus pe seama administrației publice locale din nivelul 1 și 2. Primările din suburbii o să aibă grijă vreodată de copiii, elevii, care sunt cetățenilor din satul lor, practic. Știți, oamenii i-au ales, oamenii i-au votat și la urmă ei stau și cerșesc bani din Consiliul Municipal. Dar, mă scuzați, iată, acum aș se pregătește și cu fondul rutier, iarăși cer bani pentru drumuri, dar dacă de la stat li s-au dat 30%, fiți buni și lucrați cu acei bani care vă se alocă de la bugetul de stat. Dar asta e un sistem care, practic, pe brânci nu vor să lucreze pentru cetățeni, se lucrează de la alegeri la alegeri și în așa caz s-au învățat numai să cerșească,
de la Consiliul Bugetul Municipal. Banii se alocă, nu-i folosesc, fiindcă au niște înțelegeri cu chirtoacă, mare majoritate. Le fac, tergiversează achizițiile ca să fie contestate sau sunt, știți, niște șeretlicuri și alișe că nu mai poți înțelege. Știți ce a spus colegul meu, domnul Dinar Cojocar? Da. Într-adevăr, domnul Mihai Moldovanu, știți, uitați-vă, el parcă ar fi viceprimarul numărul 3 de la gara feroviară sau nu știu de unde, fiindcă el numai comisii și comisii la care este președinte. Când a fost la soacra incendiu, președinte cine a fost? Mihai Moldovanu. Cu ce s-a terminat acolo cu soacra? Au pus niște oameni năcăjiți care poate, eu cred că cel la situații excepționale nici nu poartă vină. O poartă vină direct prietorul sectorului centru. Dar el niciodată nu va sta nicăieri, fiindcă este cel care în România chirtoacul a făcut accident și poiată l-a stupat. Și multe altele. Știți că nu a fost la volan. Sunt niște lucruri care ieșite din comun și noi stăm și ne gândim. Ei singuri știu ilegalitățile care le comit. Nu credeți că noi nu discutăm și cu consilieri din fracțiunea Partidului Liberal. Și acolo sunt oameni care înțeleg și sau de acum le stă în gât toate ilegalitățile astea și tot ce se întâmplă, fiindcă numirea asta pe apartenență politică neprofesionale. Uitați-vă dumneavoastră, direcția de învățământ de sectorul botanică astăzi este condusă de fostul director de la întreprinderea municipală a gestionării fondului locativ, Bordian. Fost director de JEC, care a furat tot JEC-ul 5 de la botanică, am omnit să fure tot învățământul din botanică. Vă închideați seama? Ce se discute un director de, la combinatul școlăresc sau un director de școală care este foarte, director de liceu care este foarte pregătit? Iată, vine, vă, nu, dumneavoastră vă imaginați asta? Iată ce avem noi în municipiul Chișinău. Dumneavoastră, vă dați? Ce se discuți că Culev, după ce a fost chemată numai acum ea la ședința Consiliului, a început prima volantă a se prezenta la volantă și al primarului, fiindcă el nu este nici la volantă. Și vă dați seama că noi nu avem de unii stați suplimentare dat de bucătari, de ajutor de educator, nu avem de unii plăti, fiindcă în subordinea lui asta Culev se află toate bibliotecile și unii are, iată acum, inspecția financiară a scos la 49 de oameni morți, care nici n-au existat, dar salariul au primit. Spuneți-ne, și asta iarăși noi am făcut interpelări fracțiunea Partidului Socialiștilor cum cineva, știe bine cine ceea ce privește de atitudinea ei mafiotă față de toate ansamblurile astea care le avem noi, știți, de atestarea acestor oameni din cultură, știți unde nu, ce nu privește, în care domeniu nu te privești, este dezordine. Este dezordine, sunt oameni care primesc mii și sute de mii de lei nejustificat. Și, știți, nu înțeleg chiar și organele unele, fiindcă noi, iată, cu Culev chiar am trimis și la Procuratura Municipală și stăm și ne întrebăm oamenilor, angajații de acolo, gândiți-vă dumneavoastră că favorizând-o pe Culev, undeva cineva suferă ducând toată ziua căldările astea cu produse, ducând copiii în brațe, cei care se duc prima dată la grădinițe, nu e atât de ușor chiar să-l duci la oală, chiar să-l duci și să-l speli după mâncare copilul acela, câtă sănătate îți trebuiește. Și cine o să meargă în instituțiile astea dacă noi, într-adevăr, nu-i stimulăm, și nu-i, dar stimulăm al de Culev, al de Gambrețchi cu milioane, cu miliarde. Uitați la regia transport electric, nu luăm noi parte. Cât o să-l ținem pe morgoci în funcție de director oamenilor? Ai trecut de 65 de ani, nici nu are studii superioare și el e director la regia de transport. Ei n-au cadre pregătite, dumneavoastră știți? Ei nu au cadre pregătite și așa, de la ocazie la ocazie, numesc, îl transferă pe un director de la JEC, la învățământ, pe unul din garaj, în fața învățământului general, pe altul care a făcut accident la pretor. Uitați-vă acum aia ce se întâmplă în pretura sectorului centru. Noi am mai vorbit despre asta. Da. Un vicepretor se bate cu un activist civic, poiată se bate cu văznoi la volanta primăriei. Lor să le spate. Domnule Cojocaru, vreau să discutăm un pic în cele ce urmează, mai avem, cred că, vreo 7 minute în cadrul acestei emisiuni, despre reorganizarea spitalelor. Da? S-a vorbit mult la acest capitol, haideți să vedem până la urmă unde am ajuns, de ce am ajuns acolo, ce ne așteaptă.
Deci, în principiu, ceea ce ei promovează și argumentarea lor de bază este ca două, trei instituții municipale să aibă un singur detașament care, unde este, de exemplu, contabilul, un singur director, să reducă cadrele, astfel economisând o sumă de bani. Însă nici de cum nu văd să ducă la unele modificări de a mări serviciile, de a pune servicii mai calitative, ceea ce ar atrage pacienții și până în final să atrag și finanțele. Momentele astea nu se fac. Consider că, și iarăși este viziunea mea proprie, că domnul Moldovanu dorește la moment să organizeze 3-4 instituții, ca ulterior este lege prin care se calculează numărul de patru și care este volumul terenului adiacent la instituții. Ca ulterior să aibă posibilitatea de a dilapida încă un teren oricare pentru o construcție, pentru o rudă de-a lui, pentru o casă de care ulterior o vinde. Momentele date, eu nu mai le pot enumera. Eu ceva pozitiv nu văd. Deoarece în toate instituțiile care le avem este un colectiv de durată, experimentat, și iarăși, din experiența care o văd eu, ei supraviețuiesc la moment. Eu ne închipui că instituția care este, de exemplu, dumnealui vreți să comaseze spitalul numărul 2, care, maternitatea numărul 2 cu geriatrie. Cum poți să le comasezi dacă acolo este un specific, aici este alt specific. Dumnealor nici nu știu care sunt necesitățile acestei instituții. Și dumneitale să pui acolo un director care nu știe ce să facă, să pui un manager care nu știe ce achiziții trebuie lor, lor ăștia îi trebuie cu totul alt domeniu de activitate și partea asta e vorba numai de niște serinci și perfuzii. Gândesc că este o... cel puțin la moment, pentru etapa actuală, este incorrect și nu o să aduc valoare și creșterii medicinii noastre municipale. Doamna Ceban, spuneți-ne, vă rog, cum stăm noi la capitolul verificare? Atunci când vorbim chiar despre combinate, când vorbim despre aceste probleme pe care le-am identificat astăzi, haideți să vedem rolul sindicatelor, a Consiliului de Administrație. Știți, la controlul verificării nici nu pot spun cam ce notele le-aș da, fiindcă, iată, chiar acum am avut ședința Consiliului și dacă în fruntea direcțiilor stau persoane necompetente, spuneți-mi, vă rog, municipiul Chișinău, în municipiul Chișinău sunt amplasați cel mai mare număr de persoane cu dizabilități diferite. Îl întreb pe Gămbrețchi, dacă atâtea drumuri ați reparat și atâtea milioane și miliarde ați cheltuit, spuneți, chiar atât de greu a fost instalarea unor semafoare sonorizate pentru persoanele cu deficiență de văz? Nu știe. Așa au găsit, am spus că 4, am făcut interpelare, să ne dea la concret ca să verificăm unele au instalat și începe, nici nu înțeles ce l-am întrebat. Îmi spune că am început să facem o trecere. Trecerea de pietonă e una, dar instalarea semafoarelor sonorizate pentru persoanele, mai ales la strada Petrarilor, unde se concentrați acolo, trăiesc și în tot municipiu și chiar și prin, ei au drept să meargă și din magazin în magazin. Absolut e zero. Știți, ani de zile persoanele cu deficiență de văz se adresează la diferite instanțe, începând la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Direcția Sănătății, să le se procure, fiindcă, vă dați seama, ei au pensii atât de mizerii, tonometri sonorizate și termometri sonorizate. Dar ei nu văd, chiar nu văd cum să-și măsoare temperatura, dar au diferite patologii. Iată, vedem acum că pe lângă milioanele care le cere Moldovanul, eu i-am dat să calculeze și la acest capitol ca să proteze la ochi, să includem și aceste persoane. Este o problemă foarte mare cu persoanele cu deficiență de auz. Nu, nicăieri nu putem găsi aparate auditive. Și iarăși nimeni nu-și bate cap. Știți, fiecare își procură cum poate. Dar ceea ce este foarte dureros, vreau să vă zic, că eu mă întreb, Consiliul este de administrare care trebuie să existe și să funcționeze. E zero, fiindcă e din 2009 cu Loreta Gandrabura la Direcția Educației. Ce control vreți? Mai mult ca atât, eu mă întreb, dar unde au fost în această perioadă de ani, în șir de ani, aceste sindicate de învățământ, ca ei totdeauna trebuie să implice, să vadă care e situația în instituțiile școlare, preșcolare, dar uitați-vă că ei se implică, sindicatele, numai atunci când iese profesorii la proteste.
Și dacă ei, profesorii, au ieșit la proteste, li s-au spus că gata, nu mai aveți dreptul să ieșiți la proteste, fiindcă de acum noi situația, problema dumneavoastră până la 10 martie, adică le-au dat moratoriu, că noi o studiem. Și o studiază, bine mersi, fără niciun rezultat. Practic astăzi, ceea ce s-a întâmplat în școli, în grădinițe, nucleul principal și veriga principală rămân părinții, fiindcă copiii sau părinților, abuneilor și tot așa mai departe, și eu cred că în mai departe, într-adevăr, în toate consiliile este, trebuie să fie societate civilă, așa și cere și legea, inclusiv și la instituțiile medicale, dar n-a inclus pe nimeni moldovan acolo, fiindcă vă dați seama ce înseamnă un ochi în afară. Și cred că părinții trebuie să fie pilonul principal, fiindcă noi avem cazuri, uitați-vă, cei mai mari încălcare este legea achiziției publici. Asta a fost așa de bine gândită, fie de Filat sau de cineva, fiindcă aici au fost, este cei mai mari fraudare și furt de bani. Ai pus cel mai mic preț. Bine, cel mai mic preț, cumpărăm 10 kg, cum se aduc la grădiniță, fiindcă combinatele școlare aduc, primesc marfa proaspătă, da? Produsele proaspete. Dar la grădiniță duci carne înghețat și încercați și o dezghețat și de 10 kg vă rămâne 7 și după asta scoateți și o să vedeți că o să ajungi și nu la 50, dar la 70, la 80 de lei, mai scump decât orice alt agent. Eu vreau să vă spun aici că noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, atât din Parlamentul Republicii Moldova, cât și consilierii municipali, avem nevoie în țara asta și în municipiul de stabilitate, indiferent de apartenența politică și stare socială. Noi ghidăm și noi insistăm să fie angajarea pe criterii profesionale și nu pe criterii politice oamenilor. Dacă vreți, singur să nu vă faceți de rușine și să scoatem într-adevăr țara asta de impas. Nu văd altă cale până ar fi, putem noi să verificăm, putem noi să facem ce noi, până noi să ne stopăm de la plata salariilor în plic ca să crească economia în țară, noi nu să ajungem ca să ne menținem tineretul, cadrele didactice, specialiști în orice domeniu. Nu este acest mecanism. Domnul... Și ce vreau să vă spun? Că noi totuși insistăm ca moldovanul și cu bulat de la Leancă să-și vadă de treaba lor și insistăm ca direcția de comerț care este astăzi în mod de urgență să prezinte către Consiliul Municipal proiectele de decizie privind statutul combinatelor este școlare și alt proiect de decizie până la aprobarea bugetului în lectura a doua pentru cele 12 milioane, ca totuși, dacă chiar toacă nu l-a durut capul, mergea 10-lea an, în fiecare an să schimbi măcar în 10-5 școli, să schimbăm aparatajul care, de producție a combinatelor școlare. Domnule Cujocaru, pe final de emisiune, vreau să ne spuneți câte ceva la capitolul personal în instituțiile medicale, dacă avem o diminuare a stării de lucruri sau, din contra, ajunge într-o albie de impas, și ați dorit să completați ceva la spusele doamnei Ceban. Vă rog. Deci, am să completez puțin la partea de care este atenția municipalității la moment, primării către persoanele cu diferite tipuri de dizabilități. Să înțelegeți că toate străzile care au fost reparate recent, până a fi reparate, s-au făcut un studiu de fizibilitate. Asta a fost una din condițiile pe care Banca Europeană de Dezvoltare le-a pus. Apare întrebarea, de ce, dacă s-a făcut studiu de fizibilitate în care s-au luat toate riscurile și s-au făcut de către o companie de peste hotare, nu venit bani în țară, banii noi nu mai achităm, noi numai datoriile achităm, banii în țară noi nu le avem. De ce noi din urma lor avem mult de lucru? Ca să înțelegeți, locurile unii s-au făcut pentru trecere, pentru invalizi în cărucioare, au fost făcute pe urmă, ulterior. Deci prima dată noi am achitat reparația străzii, s-au pus bordură, de exemplu, în altă, a doua oară noi iar achităm, avem cheltuieli suplimentare ca ei să refacă ceea ce nu au făcut. Referitor la... Am vrut să fac o comparație între sistemul alimentar la moment care este în grădiniță și, de exemplu, care le avem combinatele alimentare. Sunt două mecanisme complet diferite și consider că mecanismul a combinatelor alimentare este un mecanism practic, perfect,
și cu plusuri. De ce? În primul rând, combinatele activează de zeci de ani, una la mână, doi, acolo sunt specialiști din domeniu de diferite categorii care fac alimentare calculată după calorii, vârste, necesitățile de vârstă. Ce ne dau plusurile de la combinatele alimentare? Ei procură alimentația având un buget auster, procură după necesitate. De exemplu, dacă ei mâine au nevoie de 2 tone de cartofi, ei îți cumpere 2 tone de cartofi. Pe când licitația se face odată la jumătate de an. Respectiv, dumitale, cumperi odată la jumătate de an, de exemplu, cartofi, pentru, dau un exemplu pentru tot. Trebuie să ai depozit, un să-l depozitezi, el se strică, ai niște pierderi. Și tu îl procuri la prețul de licitație. De exemplu, cartofile toamna azi sunt 2 lei, iarna sunt 4 lei. Tu dacă faci licitație iarna, tu ai să le iei cu 4-6 lei. N-ai nici, de cum n-ai să le iei la un preț mai mic? Referitor la cât de proaspete sunt produsele. Combinatele fac achizițiile la necesitate, mă repet. El mâine îi trebuie, el mâine s-o duce și-o procura ce are nevoie. Respectiv, nimerește pe masă la copii produse proaspete. Pe când licitația, când s-a făcut licitația, cele produse copiii noștri le mănânc. Și până în final, plusul cel, unul din plusuri, la moment combinatele municipale alimentează un șir de suburbii. Circa 24 de sate sunt care la 30 de kilometri. Păi, să înțelegeți, cheltuielile care le face combinatul, le face de transport, din propriul său buget. Când licitația le face din banii noștri. Domnule Cojocaru, doamnă Ceban, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, o seară bună!